Ando, cunoscut în lumea fotbalului. Andone, cunoscut într-o perioadă, Ioan Andone la Corvinu Hunedoara, deși ești născut în Alba, nu? Sunt născut, dar crescut de la 6 luni. Tata lucra în combinat și... Ce combinat? În combinatul siderurgic, care nu mai e. A, și păi de ce te-ai născut la Alba? M-am născut în Alba și tata a plecat de la țară să muncească în combinat. A, ok. Și până la ce vârstă ai stat acolo în Alba? În Alba 6 luni am stat, niciun an. A, deci încă nu jucai. Aveam o soră cu 6 ani mai mare, n-aveam niciun an și m-a dus la Hunedoara. A, o să spun că sunt hunedorean noi. Păi dacă la 6 luni, da, vor... Dar ce era? Un sat, o comună mai mare? Sau? O comună mai mare, aproape de Ogna Mureș, care tata avea pământ, i-au confiscat pământul, era un mic chiabur, adică cu 3-4 hectare era ei chiabur. I-au confiscat pământul, a venit colectivul și tata a plecat să muncească, că atunci se dezvolta foarte mult combinatul siderurgic. De la Hunedoara. El fiind totuși făcut de capitaliști, înainte de... Anii 50. Ai născut 28. Nu, zic combinatul. Combinatul are... Nu. E făcut de comuniști. Da? Da. Să care dezvolta... e mai vechi? Ăla de la Reșița, parcă. De la Reșița. Ăla e mai vechi, dinainte. Da, Reșița înainte. Hunedoara e strict făcut de regimul nou? Din da, 55. Da? Pentru că tata în primii ani a venit. 58. Ce era dumnealui? Operator chimist, lucra într-o... avea o secție a combinatului, distilerie de gudron. Deci gudron era... Zgura aia sau ce? Da. Nu, gudroane, distilerie de gudroane. Lucra 6 ore. Pe vremea aia, în regim scurs, 6 ore. Erau 4 schimburi, tata. Știu că am fost odată la Hunedoara, nu știu ce film am făcut, și l-am și cunoscut pe... învățam la școală, dar la facultate aveam deja 20 ceva de ani. Și țin minte că am învățat la Timișoara Liceu primul erou al muncii socialiste, Ion Tripșa. Ion Tripșa, da, adică, iubea fotbalul, da, datorită lui. Extraordinar, da. Da. Și ne-am dus la Hunedoara și trebuia să eram un personaj într-o piesă de la TV, da. Nu mai știu ceva, muncitor, subinger, habar n-am. Mă, Ando, am intrat acolo, deci, știi, mai era unul... uzina vie, Filimon, nu știu care, a scris o nouă chestie. Sunt Imbreanu. Nu, sunt Imbreanu. Deci era o poveste groaznică, cum a căzut unul, blocul de oțel se chema. Da. În oalele alea mari de oțel fierbinte, a căzut un muncitor și că caz adevărat prin anii 60. Da. Îți dai seama, practic, aia colegii au scos blocul, ce să mai fă? Era, deci... Carbonizat. Nu pot, ce carbonizat? Că s-a făcut un cup de la de... Deci când am venit, ne-am dat jos, am intrat, ne-am îmbrăcat și noi ca muncitorii, da. Ne-au dat cu negru pe față niște șorțuri de alea mari de piele și ne-au învățat oamenii, erau niște testea, cângi așa lungi și tot le băgai, tot le scoteai și așa, o căldoare. Deci am leșinat, vreau să spun. Da. Și ne-am trezit într-o chestie așa sus cu geamuri de sticlă, nu știu ce. Și era sifon... Bă, zic, am leșinat, ne-am sistem la o cârciumă. Deci era sifonărie, vreau să spun. Deci muncitorii, tot personalul, se ducea... Mă, deci te deshidratai în 3 secunde, ți-și apa din tine, ce temperatură era acolo, 1000 de grade. Și le... aveau sifonărie și pentru că tu ai fost sportiv, ai văzut, și de multe ori dacă bei plat nu trece setea puțin. Da. M-am uitat mai ales la cicliși, adică puțin acidulat, da. Te sație. Și, deci dacă beau apă de la robinet nu le satisfăcea. Nu. Așa. Și aveau sifonărie și puteau să plece oricum după ce trăgeau șarța, da? Și ziceau... Am nu știu dacă mai... Nu, no, mai... Păi mai sunt 600 de angajați în tot combinatul. Funcționează oțelăria electrică. Nu, zic, nu știu dacă nu mai combinau sifonul, poate, cu... Cu ceva? Cu ceva. Nu, cred că acolo era grav. Era... Îți dai seama când trăgea aia și temperaturile din alea. Din câte mii de oameni ar fi fost? 24 au fost maxim la Hunedoara. 24.000 de și oameni. Și acum mai sunt 600 la oțelăria electrică. E o tragedie. Acum... Datorită, l-ai cunoscut și tu pe primarul, pe Dan Băbăuțanu, a schimbat puțin spre turism. E un primar foarte bun. Un primar cu mediul de industrie. Ce poate să mai facă? Combinatul nu mai există. Cine-i patron la combinat? Indienii.
Indieni. Tot de la aia au rămas 600 care la intrarea în Hunedoara, numai de acolo din centru, unde ați fost voi la oțelările alea vechi. Există decât oțelăria electrică, chiar a fost anul trecut, acum 2 ani. Am fost curios să văd. Da. Înțelegi? O singură hală care funcționa și restul nimic. Toate căile alea totuși ferate, toate demolate, tăiate, tot ce vrei. Acum să vedem că trebuie să refacă, să pună zonă verde, să nu știu ce. Uh-huh. Și turismul. Ai castelul Corvinilor, Cuniazilor, care e vizitat de peste jumătate de milion de locuitori și să transform cât de cât orașul. Vin jumătate de milion de oameni pe an? Da, anul trecut au fost și... Da, străini foarte mulți. Foarte, dar arată foarte bine castelul. N-ai fost? Am fost și acolo am filmat ceva. Da? Îmi lipeau barba acum, cu... Acum, încă mai au fonduri, iar nu știu, au accesat vreo 22 de milioane încă să se... arată splendid. Da. Eu știu de copil, că de copil ne jucam pe acolo, că ne mai duceam. Deci, povestea e așa, dragi prieteni. Ioan Andone, fotbal, Hunedoara, Mircea Lucescu, trebuie să spunem, dar el m-a promovat la echipa mare. Pornitul l-a dat, ca să zic așa, partidul. Eram înțeles de la Remus Vlad, era un, ori la combinat, ori la partid, era un prim-secretar care de fapt a iubit fotbalul. Cel mai mult era un director general al combinatului. Și el a făcut adres de la convins pe Mircea să vină, da, sau nu știu ce, da? A venit omul la Hunedoara, Mircea Lucescu, și de acolo deodată am aflat că, eu care sunt cu Poli Timișoara, vă dați seama, am aflat că și băieții ăștia de Hunedoara au porți, au minge și chiar și semafor am văzut la un moment dat. Am fost la o Cupa României cu Poli și cu Corvino. Era cam trist așa seara pe la 8. Nu prea ieșeai. Păi nu prea ieșeai pentru că ziua de salariu nici n-aveai curaj. 24.000 de oameni care mai și consumau unii dintre ei. Că așa e viața. Adică în clasa muncitoare trăia greu ca și acum. Și na, nu e o poveste. Și în țara gailor și peste tot oamenii se mai și distrează după ce muncesc. Mai se și distrează, avea o muncă grea. După care se formează o echipă, dar bineînțeles că în anii ăia, până în 89, greu treceai de Steaua și de Dinamo. Când a fost Dobrin în freză, nici Dinamo și Steaua n-au avut ce să-i facă lui F.C. Argeș. Și când a fost și Craiova Maxima, și acolo era greu să nu le dai și lor un campionat, două, trei sau câte ori fi avut. Dar, ia uite, aici ești cu Mișa, nu? Cu Mișa este după România, Suedia. Dumnezeu prima victorie, prima victorie a României contra Suediei la București 2-0. Amândoi am dat gol. Eu am dat primul gol și el a dat al doilea. Și amândoi au fost din pasele lui Ilie Balaci. Extraordinar. 83 a fost. Un băiat Mișa, de nota 10. Mă bucur că am fost acolo și orașul și... Bine, da. N-am înțeles niciodată de ce capitala e la Deva, dacă mă întrebi... Uitați-vă la acest copilaș, frate. Asta știi când... Asta era 81, când am venit, uite, stânga e Gabor și dreapta e Mircea Rednic, când am venit din Australia. Strâmbu! Și ne-au dat niște diplome înainte de o meci. Strâmbu sau Puriu? Strâmbu. Strâmbu. După aia ai s-o zi Puriu. Porecle. E Fălcosu. Fălcosu, da. Da, aici am mișcut Dinamo. Bine, dar 83 a venit la Dinamo. Păi cu Sani Plas pe piept, din ce văd eu. Nu, și ăștia adversari cine ar fi fost? Parcă Steaua, nu? După dungile alea trei. Steaua e, da, că jucau un Adidas. Da, că ai dreptate, cu Steaua e. Păi își permiteau, nu? Bine, și acolo, jos Podăria. Deci fotbalul, acum ne minunăm că arabii investesc în Anglia, pentru că altfel ar fi mari probleme și în Franța și peste tot. Dar să fim sinceri, totuși, dacă Ministerul de Interne și dacă familia Ceaușescu, într-un fel sau altul, Valentin cu Steaua, Nicușor s-a ambiționat și el cu sportul, nu
ar fi fost chiar era așa. Era Craiova simplu. Cu Adrian Păunescu și erau cu primii secretari care iubeau că era și acolo. Cu mare conducător, Stroie, da, adică da, da. Mai contează și să fii manager, nu numai astăzi sunt manager. Dar domnul Mircea Lucescu face o echipă. Și ne calificăm în cupe europene, pentru prima dată în istorie. Europene, da. Da. Și v-ați oprit pe acolo, locul 3, 4... Da, locul 3 într-un an și după 6, dar a plecat Nea Mircea, a venit Nea Remus Vlad. Cu Nea Remus Vlad am stat un an și foarte bine cu Nea Remus Vlad, dar în 83 am plecat eu cu Mircea Renic la Dinamo. Păi după aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat de obicei. Da. Începeau, bă, băieți, ce faci, ce viitor aveți voi? Ori vă dăm grade și o garsonieră și n-am văzut, ori vă dăm ori în armată, bă, dar s-ar putea, dacă vă duceți la Steaua, dacă vă duceți la Steaua, s-ar putea să-i găsim, ce-i tacto, gestionar, s-ar putea să-i găsim la cântare niște chestii. Dreptate. Și atunci Dinamo a zis, ceea ce făcea foarte bine, a zis, bă, decât să ne certăm, mai bine o echipă întreagă transferăm. A fost înaintea voastră prietenia... Prietenia cu Poliaș, nu. Dinamo Poliaș. Da, filieră, da, da. Filieră, jucători de la Iași, veneau și nu știu ce. După care ați venit la Dinamo. Dar n-ai venit, ai venit tu, a venit Mircea. Iulius Dențeanu. Iulius a venit de la Iași. Da, în 83. A venit tu cu Mișa Klein, cu Renic, cu Mateuț. Da, în timp. Da, în dar de la Corvinu. De s-a slăbit Mateuț. Echipa, că după ce ați plecat voi... Mateuț. Mateuț a venit, înaintea lui Mișa. Mișa a venit 88, Mateuț a venit 87. Dar n-a venit Văietuș, nu? Văietuș a fost 82-83 și a câștigat campionatul cu Dinamo. Gabor n-a venit. Gabor numai la Hunedoara a jucat. Cine mai era? Nicșa Petcu? Era Nicșa Petcu, care au rămas până la Hunedoara. Era Colezniuc, era Gălan, mitică Gălan, Bogdan, fundașul stânga, care a jucat și național mai multe meciuri. Așa. Și am cunoscut pe acești domni, pe Paul Greceanu, peste drum de stadion pe o străduță, în care băieții stăteau. Era căminul cadrelor militare, ca să zic așa, dar îl rechiziționase echipa de clubul sportiv, în special fotbaliști. Da. Și stăteau ei acolo în camerele alea de hotel, de club, de fapt. Yeah. Era al lor, nu erau acasă. Și mă sună într-o seară, Dumnezeu să-l odinească și pe ele, Eugen Cristian Motriuc, zice, bă, da. Nu vii cu mine până la băieți? La cine? La Dinamo. Zic, bă, trebuie să mă băt eu ca să vin la... Lasă-mă că sunt de la mine, de la Brad, de acolo, Hunedoara, da. Nu știu ce, cu tare. El mai spunea bancuri, glume, făcea și zic, bă, hai să vin. Și am cunoscut, dragi prieteni, niște băieți, Ando, Mircea, cu care s-au legat niște prieteni. De ce? Pentru că ei, când veneau în țară, un video, o cafea, o cartuș de țigări și trebuia să le scape, să le dați repede. Nu? Și atunci ne mai bucuram și noi și cu tare, pentru că asta era bine. Dacă mai ne uitam la meciuri împreună, că noi în perioada aia, bine, am fost bine 83-84, da, dar după aia... Da, și aveați casete cu filme din Occident. Da, casete video. Bă, dar cum e? Tu îți dai seama, vă dați seama, dragi prieteni, cine și așa, un video, video era și 40.000. Recorder, cât o mașină era, da, frate? 50.000 era, 55.000. E incredibil, frate, și azi e 200 de... O casetă cu un film era 800 de lei, 1000 de lei. Un jumătate de salariu. Doamne, și când primeai, aveai noroc, ei mai aduceau și originale, dar nu înțelegeai și atunci, doamna Margareta Irina Nistor, cine și aduce aminte, să rămână, doamnă, traducea toate filmele, și cu pușcături, și cu chinești, dar la un moment dat ajungea pe la noi, pe în oraș, a 17-a casetă, copie. Mă, se vedeau numai dungi așa. Și zicea un vecin, bă, zice, mijește ochii așa. Și... A, parcă vedeai așa, dar nu știai care ta. Frumos. Alte vremuri. Frumos, dar lucrurile nu se opresc aici. Sigur că marea lansare vine la Dinamo. Rivalitatea aceea absolută, am spus, în care doar geniul lui Dobrin și al lui Balac și al lui Cămătaru și nu știu ce au mai reușit să fisureze monolitul Steaua Dinamo. Și
puțin de tot în perioada Gică Hagi, chiar și sportul cu susținerea lui Nicu, mai se înfiripa și el pe acolo. În rest, era o afacere Steaua Dinamo. Câteodată și Rapidul vă mai încurca așa? Încurca, că era cu lume, era presiune. Da. Bine, sportul era... Sportul. Erau cu Gino, cu Mircea Sandu, cu Chihaia, cu luăm o mică pauză și ne întoarcem la amintiri frumoase, pentru că totuși perioada aia cu Dinamo mă face să vorbesc mai cu drag de ea decât de... Acum. Perioada de acum. Ne întoarcem. Ioan Andone este cel care recent a rezolvat problema emblemei Corvinului, nu? A brandului. Emblemă, îi zice. Da, brand, emblemă, palmares. Nu e emblemă de școală, da? Nu. La oficiul de stat și invenții și mări se cheamă emblemă. Da, da, acolo era. Corvinul, da. Cu Nedoara. Care îi va reveni în vara anului viitor, pentru că nu poți în timpul competiției să schimbi. Ca acum e Clubul Sportiv Hunedoara. CS Hunedoara. Și la anul în vară va reveni. Mă, s-au făcut niște eforturi, din păcate trebuia televizat, da, a intervenit niște lucruri. Acum tu știi mai bine. Da. Că erai și tu invitat. Și cine se va implica dacă intră în seria a doua și poate în 2-3 ani spre seria a doua? Că ai văzut? Primăria, pentru că primăria își dorește foarte mult. Se poate implica? Se minte prin Dan Băbăuțanu, el e principalul finanțator, a venit aproape de echipă. Primăria, nu el personal. Primăria. Și Consiliul Județean? Consiliul Județean se implică de la vară. Dacă se intre în Divizia B, nu a venit și președintele Consiliului Județean apropiat de echipă și să știi că lucrurile sunt super în regulă și chiar au o echipă foarte bună. E antrenorul Florin Maxim. Și cu ei ai dat marca primăriei? Da. Deci noi am făcut meciul ăla, s-a făcut o licitație de tricouri și s-au vândut tricouri de la echipa națională, de la jucători, de la Corvinu, foștii jucători, s-au vândut cu 66.000 de euro. Ca să cumpărăm, da, s-au plătit. A fost suficient? Păi da, totul a costat 50.000 de euro. Și restul a rămas în bugetul clubului, au rămas în contul clubului. Și va fi marca, emblema, palmaresul, totul va rămâne a primăriei Hunedoara. Nu va mai putea fi înstrăinat. Bă, unde a fost? Hunedoara a fost cu Steaua în cupă. Păi după a fost meciul cu 8.000-9.000. Bă, el a fost 3-3. M-a lăsat bușbecul. Deci, dacă... Cum să spun? Păi 3-3 să vin. Incredibil ce atmosferă. Da, da. Acum mi-am adus aminte. Păi deci, și la meciul lumea care... e nebună acolo după fotbal. Păi normal că au văzut acolo fotbal. Dacă sunt 2-3, cât dracu mai stau, mă? 30.000? Nu, ne doar 52-53.000. Să vii totuși 8-9.000? Da, păi și la meciul care l-am făcut de Olds Boys. Dar ce atmosferă. Și băieții ăia care cred că au jucat mai bine decât condiția lor de fotbaliști. Nu știu cum să zic. Ce înseamnă să joci din entuziasm. Da, și că lumea te împinge și că lumea îți cere. Acum mi-aduc aminte. 3-3? Păi nu știi că numai în prelungire au reușit Steaua să-i... Și un pic așa mai curios. În fine, da, o atmosferă extraordinară meciul ăla din cupă. Da, a fost chiar. Așa e. Și înainte cu două săptămâni a fost meciul ăsta, era 100 de ani la înființarea clubului, că asta a fost motivul. Da. Dar așa, într-o propoziție, zi-mi. Ești realizat la Dinamo totuși. Da, corect. Dar Florine, uite, tu lumea... Tu știi că ne-am și certat de câteva ori în viață. Da, știi. Mă, chiar îmi pare rău. Mă, frate, suporterii ăștia extraordinari, jos pălăria. Bă, dar acum pot să zic ce spuneam de-a lungul anilor. Bă, dar brand, istorie, bă, de ce nu vine cineva, mă, să bage 20 de milioane? Acum, tu te referi la Dinamo. S-au încercat, bă, Dinamo, în pe ultimul loc, patruci. Mă neliniștește pe mine, deși știi că ziceam, bă, da, seria a treia să ajungeți. Știu că... Bine, mă, dar de ce nu interesează? Nu mai există niciun interes în țara asta pentru... Nu, aia, spaniolii... Pentru că au fost încurcate actele. Nimeni nu a avut curajul, dacă Ion Țiriac n-a avut
ce poți să-i spui? La Neion Țirea, care... Deci Cristi Borcea total nu mai este interesant. Nimeni. Domnul Badea îi mai ajută puțin. Vovacon le dă niște bani acum, dar înainte de a veni spanioli, eu tot stau și mă gândesc de ce nimeni n-a vrut. Și totuși cunosc. De ce? N-au vrut, le-a fost frică. De ce? Nu știu, le-a fost frică de suporteri, de stadionul, că nu se va face stadionul. Că, uite, Dinamo a rămas pe ultimul loc, Rapid stadionul, Steaua stadion. Ai fost și la voluntari. Da. Aici pot să fac o glumă așa, ne se arată. Ai plecat de la voluntari, uite că... Uite, foarte bine. Uite acolo. Chiar mă bucur că a plecat când e pe locul 3. Da, bravo. Chiar încurcă, la început am zis, bă, încurcă lumea, văd, dar văd că no, sunt constanți așa. O echipă bună. Da? Și vrei să spun, ce a fost surpriza campionatului anul trecut a fost Clinceniu. Bă, o comună de lângă, anul trecut au terminat în primele 6, au intrat în play-off. Anul ăsta voluntariu, normal, nu cred că se mai poate întâmpla ceva să nu intre. Pentru că și joacă bine, că rezultatele nu sunt întâmplătoare. Da, cu cât, adică în divizia tu te pricepi un fenomen, chiar dacă acum ești într-o vacanță prelungită, poate... Mă, dar, în mod normal, în România, nu vorbesc de Gigi Becali, de Craiova, de Botoșan, să zicem așa, unde sunt parniși. Mă, vorbesc de, ce ai zis, Clinceni, voluntari, cu cât se poate ține o echipă? Cu 10 milioane? Sau... Da, cu 10 milioane te bazi la campionat. Da? Păi dacă ai lucrurile puse, ai o infrastructură, adică să ai un stadion, să ai... Adică pentru salarii, mașină, cazări... Nu cheltuiești florina ta. Nu? Un buget de salarii de 200.000, 150.000 net pe lună pentru jucători. 2 milioane și un pic pe an. Da, pune taxele... Ba 3 pune milioane? Corpul medical și corpul... 3 milioane, 4 milioane... Da. Deci, sandwich-ul. Ai cantonamente, ai chirii, ai să le plătești, deci cum aduci. Deci poți să te... Sunt echipe în campionatul românesc și cu 5-6 milioane? Da, cum? Botoșaniu cam acolo e. Și... Botoșaniu stă în play-off tot timpul sus. Cu 5-6-7 milioane? Da, 5 milioane. 5 milioane. Bine, cheltuiește CFR-ul foarte mult, Craiova foarte mult, mult cheltuiește Craiova, CFR și FCSB. Deci ăștia cheltuiesc peste 10. Ok. Acum, nu știu. Da, atunci chiar e și mai curios, vezi tu, să nu găsești pe ce... Adică la ora asta, Dinamo cât are pe lună? Jumătate de milion? 400? 500? Nu, cum să vezi? Bugetul de salarii? Da. Nu, cât cheltuie Dinamo că e atâta disperare acum? Păi acum e... 4 milioane pe an? 3 milioane? Nu cheltuiesc nici atâta. Dinamo, păi au sub 100 de mii, cred că, 110 și deci mii. Dacă Dinamo ar avea la ora asta 5-6 milioane buget, ar fi acolo în primele 8. Da, dar nu poate, Florin, încă datorile din urmă. Nu vorbesc, în mod normal, nu. În mod normal trebuie să vină un om să cum... Câte sunt datorile? Datorile sunt vreo 8 milioane, nu. Deci cine ar veni ar trebui să plătească 8 milioane și să investească și 5-6 pentru un an. Pentru pornire, pentru așezat o echipă, nu-ți propui decât play-off-ul. Deci 13-14 milioane. Da, nu găsești. Și asta ia Messi pe 2 săptămâni. Băi, ce a ajuns bă, nu, dar câteodată știi politică, adică te uiți la Barcelona, știi, care a ajuns să renunțe la Messi cu lacrimi. Bă, deci 15 milioane da. Sunt jucători care iau, bă, deci dacă iau cât am 500 de mii pe săptămână, 2 milioane pe lună, ăia Barosani, da. Și eu cred că sunt 40 de jucători în Europa care iau 500 de mii pe săptămână. Sunt la Real Madrid câțiva, foarte puțin. Bă, 20-30 de jucători. Anglia plătește cel mai bine. Ok. Deci 500 de mii, mi-e clar, mi-aduc aminte când primul care a spart plafon a fost Beckham și pe urmă Rooney. Mă, da. 500 de mii de lire sterline pe săptămână! Da. Mă, și acolo publicul e plin și își dă viața și nu-l zice, stai mă puțin că eu de-aia am pensia mică și salariul că îi dai lor. Nu, tată, îi dă patronul. Sau... 500 de mii, 2 milioane pe lună, 20, 25, 30 de milioane bani salarii, bonusuri cu tare. Că mai ia fiecare 102 de la sponsori, asta e altceva, reclame, publicitate. Știi cât a câștigat Ronaldo anul trecut? 105 milioane. Deci poate să țină tot campionatul românesc Ronaldo? La pas. La pași, atunci avem și echipe în grupe.
Avem și echipe în grupe. Nu știu dacă Champions League, dar Europa League, sigur. Deci campionatul românesc acum, total, da, e mult, da. 100 de milioane? Da. Bă, păi da, suntem 16 echipe. Pune 3 echipe care au buget de peste 10 milioane, sunt 30. Okay. Celelalte rămân 15 echipe ori 4 milioane. 70 de milioane împarte la 70 de milioane la 12 echipe, la 13 echipe. Ce înseamnă? Cum îți spun eu, 4 milioane și ceva, 5. Doamne Dumnezeule, deci fiți atenți, incredibil. Deci sunt jucători pe planeta asta, bă, mă rog, în Europa, care pot să țină tot campionatul românesc la pas. Important și interesant este, pe lângă suporterii ăștia demenți, frumos, în sensul frumos, care fac ceva, nu știu, iau de la copii din lapte praf să țină... Ce mai trebuie luna aproape asta? 2 milioane căldura. De euro, aproape 2 milioane de euro sunt banii care aduce DDB-ul. Aproape 2 milioane. Galeria, să înțeleagă. Da. Peluza Cătălin Dan, și eu sunt membru, și eu le plătesc niște bani pe an, și eu o să le mai plătesc, dar e foarte greu. Nu, dar asta, misterul ăsta este, domnule, Dinamo, 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 și uite că s-au găsit unii la Rapid, bravo lor. Bravo lor. Unde entuziasmul, galeria lui Dinamo poate să țină echipa la nivel de entuziasm ca și nebunia aia frumoasă din Giulești. Bă, las să nu, să găsească cineva, un român plecat din Australia, un cutare, un nu știu cine. Nu știu, s-au speriat, ascultă-mă pe mine. Mulți au încercat și au făcut due diligence, au văzut acte și alea și pe aia, stop. Din cauza datoriilor. Datoriilor. Nu, asta mai sunt 4, procese 5. Pe la UEFA, care la UEFA îți vin, după un an, doi, îți vin denunțări de contracte. Tu ai reziliat cu un jucător, ăla... Nu, adică se e și ce au mai spus unii care au încercat. Te așezi la masă și nu ai tablou clar în față în momentul în care trebuie. Dacă eu mă duc mâine cu 5 milioane să cumpăr Dinamo, nu semnează nimeni că aia e. Aia e 100%. Sigur, tot timpul. Dar în insolvență nu trebuie să plătești datoriile? Sau la un moment dat judecătorul zice, bă, plătezi, n-aveți 8 milioane, dați-mi 2. Păi aia zice judecătorul. Tu poți să nu le plătiști integral. Înțelegi? Că în insolvență, la un moment dat, nimeni n-a cumpărat insolvență cu prețul de strigare. Nu. Până la urmă, cât s-a oferit, nu? Da, da. Așa e. Incredibil. Păcat, păcat. Vă spun cum era păcat de suporteri. Și acum sunt vești bune și despre stadion. Sunt șanse. Apropo să de se Unedoara, refacă. Ce capacitate intenționează să... 8.000 va fi nou stadion, care... Dan Băbăuțanu, primarul, care îl cunoști personal și știi că îi place foarte mult fotbalul, că el e generația noastră și ne-a văzut când eram și noi copii, da, acolo, da, juniori, da, da. 8.000 de locuri și va costa 100 de milioane de lei. Pe aceeași locație sau? Pe aceeași locație. Bravo. Tot. Și e un lucru foarte frumos dacă se reușește asta. Normal. Mă, și o echipă de B și în momentul când ai și stadion, atunci poți să ataci. Că se găsesc câțiva oameni de afaceri în tot județul, pentru că tot județul nu are echipă de divizia B. Frumos. Să dea Dumnezeu să se întâmple și chestia asta, să se salveze, da, și Dinamo, să mai mergem și noi prin grupele europene, măcar. Mie că o să inventez ăștia după conferențul ăsta și a cincea ligă și nu o să mai ajungem. Cupa Balcanică. Da. Mulțumesc frumos, Ando.